Slăvit să fie Domnul! Necesitatea unor asemenea întâlniri și a unor asemenea subiecte se concretizează din ce în ce mai mult în cadrul bisericilor evanghelice, pentru că viața de căsătorie nu este numai întâlnirea dintre un băiat și o fată, se plac, pleacă la drum, se mai ceartă, mai fac scandal, mai râncă cu farfurii, mai... Și viața lor, după Sfânta Scriptură, reprezintă ceva. Oamenii nu înțeleg cum iubește Hristos pe biserică. Oamenii nu înțeleg cum se raportează biserica la Hristos. Și singurul exemplu pe care Pavel prin Duhul Sfânt îl dă este prin căsătoriile care s-au făcut, care se fac și care se vor mai face. Căci bărbatul trebuie să-și iubească nevasta cum își iubește Hristos biserica, și nevasta trebuie să fie supusă bărbatului ei, cum biserica este supusă lui Hristos. Nu avem alt indicator decât modelul acesta. Câtă vreme modelul acesta, în ciuda tuturor provocărilor, a ispitelor, rămâne unit, rămâne una, ca o mărturie, pocăindu-se, îndreptându-se, smerindu-se, reprezintă unitatea între Hristos și biserică. Când unitatea aceea este sfărămată de mofturi, de pretenții, de scrifoseli, de acuze și oamenii respectiv își permit să spună nu mai pot merge la drum, caut motive serioase, în momentul respectiv nu numai ei au de suferit. Divorțul este o traumă majoră a zilor noastre de astăzi. O bucată din, din persoana care divorțează rămâne în celălalt. De aceea mulți oameni se uită după ce o divorța cineva și vrea să recăsătorească interesant găsește pe a doua sau pe al doilea care seamănă foarte bine cu primul. De ce? Pentru că o bucată din ăla o rămas acolo și caută măcar o copie cât de cât pe aproape, sperând să fie mai bună ca primul. Cam așa gândesc oamenii. Încearcă să facă anumite lucruri și toate lucrurile acestea pleacă de faptul că s-au căsătorit la plesneală. S-au căsătorit unii dintre ei, cum cunosc un caz de un de o fată liniștită la locul ei, la care mai mulți băieți doreau să o curteze și unul dintre ei a pus pariu cu altul, că el o convinge să se ducă după el. Și atâta s-a învârtit pe lângă ea și o o de cap, atâta, bine, fata a spus da, părinții au spus da, s căsătorit și după ce a trecut nunta, ea era în cameră și el stătea jos și spune: eu am vrut doar să câștig un pariu, atâta tot. Un pariu am vrut să-l câștig, s-o trezit în surzat. Bineînțeles că lucrurile n-au mers. Pentru că de foarte multe ori cu mintea asta copilărească, ne gândim că putem face ce vrem și apoi aruncăm o ocară peste părinții noștri care pleacă cu capul în jos, aruncăm o ocară peste Biserica lui Hristos, peste slujitori, se mai întreabă cine a fost la binecuvântarea ta. Și aruncăm o ocară peste imagine pe care trebuie să o reprezinte Hristos și Biserica. De aceea tematici ca cele din seara aceasta sunt binevenite pentru domnișoarele de aici, pentru tinerii de aici, pentru că pot analiza lucrul acesta. Eu mi-am structurat ceea ce vreau să vă prezint dumneavoastră în trei segmente. Prima dată vom vorbi de sfaturi spirituale, a doilea despre sfaturi sentimentale și ultima dată vom vorbi despre câteva sfaturi practice. Dați-mi voie să încep cu sfaturile spirituale. Primul sfat spiritual pe care vi-l dau eu împreună cu probabil toți ceilalți este deschideți ochii înainte de căsătorie. Fii foarte atent ce faci. Observă, Gândește-te cine ți-e prieten. Gândește-te cine îți modifică caracterul. Gândește-te prietenii tăi spre ce te îndreaptă. Ceea ce numești tu curat este curat? Ceea ce numesc ei sfânt este chiar sfânt? De aceea te rog frumos stai cu ochii deschiși, că nu tot ce zboară se mănâncă. Dacă stai acum cu ochii deschiși, vei avea oportunitatea să închizi ochii după aceea și să stai liniștit. Dar perioada aceasta trebuie să fie o perioadă de veghere. O perioadă în care ochii sunt deschiși și cei firești și cei spirituali. Ai nevoie în timpul acesta să te rogi Domnului și vor veni informații pe care va trebui să le verifici. Totodată va șuga, pentru ca ochii voștri să fie deschiși dezvoltați relații bune cu părinții voștri. Părinții voștri sunt singurele persoane care vă iubesc cu toate nacazurile și le-ați făcut voi. Nu cred că cunoști o persoană care să știe mai multe gafi de-a tale decât părinții tăi, dar niciodată nu au venit în adunare să-și mărturisească ce au făcut copiii lor. De ce? Să ai Toate celelalte persoane, indiferent de cât de multă încredere ai în ei, s-ar putea informațiile alea pe care le dai tu într-o zi sau află despre tine să le expună public. De aceea v-aș ruga, mențineți o relație bună cu părinții voștri. De ce? Pentru că la un moment dat va veni un moment când te vei îndrăgosti, ca băiat și ca fată. Atunci nu mai gândești cu capul, gândești cu inima. Efectiv, numai bucurie, cum le spun eu, adormi zâmbind la bec, Sara, gândindu-te numai cu cine te-ai întâlnit tu, ce frumoasă i ce, ce zveltă ce deosebită i În cele mai frumoase visele tale n-ai văzut ceva. S-a produs fenomenul de îndrăgostire. Nu totdeauna față de persoana care trebuie. Mulți dintre dumneavoastră ați fost adolescent, v-ați îndrăgostit profesoara de matematică, de aia de biologie, de aia câte n nu totdeauna. Să mă scuze frate mai în vârstă, când e seara tinerilor, trebuie să vorbească pe înțelesul lor. Ei nu primesc dictaja. Să înțeleagă că am trecut și eu pe acolo. Ori nu totdeauna te îndrăgostești de cine trebuie În momentul când te-ai îndrăgostit, ai cu cine te consulta dacă te-ai îndrăgostit de cine trebuie, dacă ești potrivit. Că în momentul când tu gândești numai cu inima, și efectiv totul e roz în fața ta. Sunt oameni care văd că ești manipulat. Sunt oameni care văd că nu te potrivești. Sunt oameni care văd că pentru ea sau pentru el este doar o partidă. Doar să ia un copil de a cuiva. Văd asta. Dar tu ești într-o nu știi nimic. Deschideți ochii larg și roagă și pe părinții tăi să fie alături. o fată care avea studii superioare, s-a dus la un petenciar în vizită la, împreună cu alți tineri să viziteze pe cei închiși acolo. Și printre cei închiși acolo era și un tânăr, mai matur așa, care era condamnat pentru o crimă. În timpul cât o mers și fata și ceilalți, tânărul ăsta în pușcărie, o citit Biblia, s-a pocăit, cât s o pocăit, Problema este că fata s-a îndrăgostit de băiatul ăsta. Fata s-a îndrăgostit de băiatul ăsta. Acum nu e o problemă, că fata se poate îndrăgosti. Eu plăcut de el. Ăsta criminal pușcăriaș, ia fată. Problema este ce bine era dacă fata asta, care are limitările ei, ca oricare dintre noi, se ducea la părinți și spunea, tată și mamă, trăiesc cu starea asta. Cum? Nu. Și-o dat seama că o dat lovitura vieții după cum simțea în inimă a făcut tot posibilul și s-a căsătorit în secret la peten, petenciar cu pușcăriașul respectiv. Când au venit acasă la mama și la tata, le-au făcut o surpriză, care i a băgat în boli și în diabet. Sunt deja căsătorită. Cu cine? E, trebuie să iasă, e ocupat acum. În care termină școala. Stimați mei, ceea ce vă spun eu, nu știu că am auzit undeva. Am văzut tristețea unor părinți care se îngrijesc de o fată, care o poartă la școală, care îi visează un viitor. Și când e vorba să și -ți țină deschiși ochii, ea i-o închis pentru că o permit și la, actual, la, momentul actual. Nu este ceea ce și dorit. v a jucat tare mult, deschideți-vă ochii. Rugați-vă pe părinți să vă ajute. Dacă sunteți implicați într-o biserică și aș vrea să fiți implicați, țineți aproape de slujitori, de lideri, de tineret. Oameni cu care slujiți, cântați, greșiți, vă îndreptați, vă cereți iertare, vă bucurați. Stați acolo aproape. Și la un moment dat, când ai o prietenie cu o fată, ai nu se face așa pe ascuns. Știi că eu, eu prieten lui ăla, mă bag eu pe felii să vezi ce facem. Nu, nu, uh, frumos, când vorbești cu o fată, spui, eu vreau să vorbesc cu o fată, să văd, frate, ce zici dumneata? Eu vorbesc cu fata aia, ce ziceți? Ne potrivim. Vă rog frumos, rugați-vă. E de mare folos lucrul ăsta. Că în moment ce tu ești ocupat să discuți cu fata, să-i observi și să-i observi ce culoare are la ochi și parcă te uiți așa, e parcă din și în și mai frumos. La șevi, sunt alții din prejurul tău care nu văd sprâncienile, nu văd, văd alte lucruri pe care ți le vor spune. Care ți le vor spune, efectiv. Ai nevoie de asta. Un băiat din comunitatea noastră s-a îndrăgostit de o fată dintr-o altă comunitate. S-au pus nunta, tot frumos. S-au dus părinții, au vorbit cu părinții ei. Noi am fost anunțați, băiatul își rezolvă problema, merge mai departe. Și, la un moment dat, vin părinții lui cu el la mine, speriați, să spunem: Frate, pastor, aveți relații bune cu pastorul din Cutare? Da, eu am relații bune cu toți pastorii. N-ați putea să vă interesați cine este fata asta. Băiatul meu e, e în cap, e, nu, nu, nu mai ai cu cine vorbi, el așa, dar noi am mai auzit ceva. Nu puteți să ne, ne anunțați? Păi, voi, oameni buni, noi nu ne anunțăm, noi discutăm deschis. De obicei, un pastor când sună alt pastor și îi spune, aș vrea să-mi dai o relație despre o anumită persoană, noi nu avem voie să vorbim de rău. Dar pastorul ăla ne spune, domnule, de bine n-am și îți spune de rău, nu am voie. Înțelegeți? Și noi am înțeles care e treaba. Nu trebuie să ne spună și-o făcut poză. Nu! Noi înțelegem, elegant, frumos, nu trebuie. Și am pus mâna pe telefon și am dat telefon. Sunt pastor la... Știu, frate Virgil. Bun, aș vrea să știu despre o anumită persoană. Tocmai ne pregătim să o excludem din biserică. Zic, mai băiete, tu duci să salvezi un suflet, că eu exclud ăștia și o salvez tu acum. Nu s-a mai făcut nunta aia. Dar toate lucrurile din partea fetei doreau să meargă înainte, să treacă peste ce făcuse ea. Nu trebuie să spun aici ce făcuse ea. Deschideți ochii foarte clar. Că degeaba vii la mine, care mi-ai avut la îndemână și până atunci, ca păstor ca lider de tineret, vii să spui, frate, speriat, frate, băi, dar eu am fost aici până acum. Ai consultat pe cineva? Sau ai vrut să i faci o surpriză și atâta de mare a fost surpriza pentru noi, că și pentru tine deja. Deschide ochii bine. Acum. Că după aceea poți să-i închizi, indiferent și mai vezi. Ține strânzi așa să nu-i deschide. Dar acum e bine să-i ții deschis. Ei bine să se dezvolt. Băi, sunt tânăr în biserică, vă rog, fiți atenți. Ați auzit ceva? Veniți și vorbiți cu mine. Stăm înaintea Domnului toți, ne rugăm. Nu-mi descopere mie, Domnul descopere altuia. De ce credeți dumneavoastră că Domnul Iisus o trimis ucenicii doi câte doi? Știți câteodată când ești prins într-o discuție cu cineva și uiți în ochii ăluia și îi prezinți, dacă este unul lângă tine, vezi lucruri pe care tu nu le vezi când îi explici. Tu îi explici, dar nu prinzi. Celălalt are niște gesturi de retragere, ironic, zâmbește, dar tu pasionat de ce spui, nu vezi alea. Celălalt vede toate alea. De aia, Domnul Iisus la sus mergeți, doi câte doi. Când timp și unul vorbește, celălalt observă și intervine cu ceea ce trebuie. Ca tâneri, aveți pe cineva lângă voi care să monitorizeze starea respectivă, vă ajută foarte mult ca să aveți ochii deschiși. Al doilea lucru, căsătoriți-vă cu o persoană care are aceeași convingeri religioase ca și voi. Veniți dintr-o familie și părinții v-au dat o anumită zestre de învățături, de încredințări chiar, pe care le-au pus la îndemâna voastră. Voi sunteți ceea ce sunteți în baza acestor moșteniri spirituale și așa mai departe. Uită-te la convingerile spiritualele celui rău. Uite-le la faptul că cel rău intră prin viața multor tineri, să te bulverseze doar cu nuanțe teologice pe, cu care vine. Eu cred așa, eu cred așa. Eu știu că tu ești un apologet și aperi cuvântul Domnului și ești gata să te de... Dar fii atent pentru căsătorie. Îți trebuie o persoană care să-ți împărtășească convingerile tale. Pentru că dacă te căsătorești cu o persoană care nu-ți împărtășește convingerile, nu vei putea fi rentabil în lucrarea lui Dumnezeu și în familia ta. Uită-te la lucrul ăsta. Sunt fete frumoase și băieți peste tot. Nu-i neapărat să te acum. Mai așteaptă. Mai așteaptă. Roagă-te. Nu spune că treci timpul. Toate lucrurile au vremea lor. Toate lucrurile sunt așezate de Dumnezeu. Nu te grăbi să faci pasul doar pentru că ai găsit pe cineva, verifică. Mai omul ăsta are aceleași încredințări? Are aceleași convingeri religioase? Că atunci când n-ai aceleași convingeri religioase și unul nu vrea asta, celălalt nu vrea asta, tu vrei să alergi în misiune, tu vrei să alergi în lucrare, celălalt nu vrea, nu-i nu convins de lucrul acesta. Apoi privitor la, la lucrarea Duhului Sfânt, unii au o convingere, alții au o altă convingere. Te trezești la un moment dat prigonit în casa ta, sau prigonită în casa ta. Te trezești la un moment dat e un subiect pe care nu-l poți atinge. De aceea vă rog foarte frumos, ca să puteți fi rentabili, că ăsta este sensul. Când vă căsătoriți, deveniți o unealtă în mâna Domnului și eficacitatea voastră crește odată cu unitatea voastră. Și dacă voi sunteți uniți în convingeri, în direcție, în planuri și în putere, lucrarea pe care o faceți este enormă, este extraordinară. De aceea, Vegheați lucrurile astea. Cercetați-le. Pentru că sunt lucruri mărunte care provoacă tensiuni în anumite familii, pentru că s-au căsătorit doar pentru că au arătat bine și pentru că s-au cunoscut și pentru că au luat conceptul la în Domnul. Atâta tot. O să discutăm puțin mai târziu despre el. Și apoi, mai târziu, au constatat că sunt multe diferențe care îi face la un moment dat să tragă în direcții opuse. Și când apare un conflict între cei doi pe care trebuie să-l gestioneze, tocmai atunci, în momentul când unul trage în direcția lui, celălalt trage în direcția lui și nu pot face ceea ce trebuie. Al treilea lucru, căsătoriți-vă cu o persoană care are o relație cu Domnul nostru Isus Hristos. Pe lângă faptul că trebuie să aveți ochii deschiși, pe lângă faptul că trebuie să verificați încredințările și convingerile religioase, s putea cineva să aibă aceleași convingeri religioase ca și tine. s putea să iubească copiii ca și tine. S-ar putea să dorească daruri spirituale ca și tine. Dar să n-aibă nicio relație personală cu Isus Hristos. Le dorește doar așa, pentru că sunt avantajoase, pentru că e bine să ai descoperire, dar el nu are relație personală cu Domnul Isus Hristos. El efectiv poate să prezinte lucrurile astea ca teorie. Verifică dacă persoana respectivă chiar îl iubește pe Domnul. Și dacă îl iubește pe Domnul, va avea și legământ făcut cu Domnul în apa botezului. Aici trebuie să fac o mică paranteză și să vă spun ceva. Dumnezeu are un plan de săvârșit pentru noi toți. Pentru mine, pentru tine. Planul lui Dumnezeu e vrenic de un Dumnezeu, atât de măreț. Nu e un planul unui ministru, nu e planul lui Biden, nu e planul celor de la NATO. E planul lui Dumnezeu toate organizațiile pământești și toți oamenii de pe pământ ăsta au limitările lor, limitări financiare, limitări de cunoștință, limitări de descoperire, însă Dumnezeu nu are nicio limitare. El are toată puterea, toată gloria, toată înțelepciunea în veci de veci. Amin. Și El are un plan pentru tine, dar planul ăsta și îl descopere la un moment dat. Dați-mi voi să vă citesc de pe paginile Sfintelor Scripturi din Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 29 și versetul 30. Și tot norodul care l-au auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Stimați mei, Biblia vine și spune că Dumnezeu a avut un plan și pentru farisei și cărturari, cei mai culți oamenii vremii de atunci. Știau to rapidea rostul și interpretarea fiecărui verset în patru nuanțe, unii dintre ei. Erau foarte pregătiți teologic, dogmatic. Dumnezeu avea un plan și pentru ei. Și ei au anulat planul lui Dumnezeu, nu că au făcut un plăcat grosolan. Ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, planul lui Dumnezeu măreț ne primind botezul. Știți ce învăț eu din textul ăsta biblic? Că în momentul când eu accept să primez botezul, eu am acces la planul lui Dumnezeu pentru mine. Câtă vreme eu nu iau botezul, pot să am 30 de ani să cânt în fanfară, pot să știu predici de a fraților mei, dar n-am legământ cu Domnul, eu nu pot accesa planul lui Dumnezeu pentru mine. Pot să-L bănuiesc, dar nu-L pot accesa. Farisei și cărturarii au zădărnici planul lui Dumnezeu neprimind botezul. Trebuie să spun că în sânul comunităților evanghelice sunt persoane care cunosc că Hristos e Mântuitorul, cunosc că Hristos iartă de păcate, cunosc că Hristos i-a ajutat până acum, dar nu încheie niciun legământ cu Domnul și nu știu planul lui Dumnezeu. Acum, referitor la tematica noastră, pregătirii premaritală, dacă eu nu știu planul lui Dumnezeu, cu ce fată vorbesc din adunare? Că mie mi-i par toate frumoase, toate grozave, toate sunt bune, băieți la fel. Merg pe apucat, hai să vorbesc și cu asta, hai să vorbesc și cu cealaltă, hai să vorbesc și cu ăsta dacă tot vrea. Noi avem un frate slujitor în biserică care atunci când treceam pe lângă o pizzerie, mă uitam și îl vedeam totdeauna acolo cu o fată stătea. Păi, frate Daniel, ce faci? Frate, păstor, vreau să mă căsătoresc, că am scos o fată la pizza, să vedem ce încredințări are, ce, ce convingere are, cât ori așa ne căsătorim. Bun, mai bine, așa, bun. Când trec alt dat, îl văd cu altă fată acolo. Iar cu pizza, iar cu convingere, iar cu încredințări. Când trec alt dat, îl văd cu altă fată. La un moment dat trec pe acolo și nu-l mai văd. Păi Daniel, dar tu nu mai ești, că tu verifici în tu ești cu aparatura, verifici absolut tot ce se întâmplă acolo, ce, frate pastor. m-am săturat să scot la pizza femeile altor, eu știu că e femeie, fata asta, eu tot o scot la pizza, ia altuia ia domne să vede, eu stau să o caut pe a mea, și așa au făcut și o găsit-o, slăvit să fie domnul. Știți că de foarte multe ori când n-ai acces la planul lui Dumnezeu, pățești ca Daniel la noastră? Tată ziua, poate a fi asta, poate a fi asta, poate a fi asta. Și atenție, planul lui Dumnezeu îți este desfășurat doar când ai legământ cu el. Atunci ai dreptul să-mi întrebi, Doamne, din toate mulțimea astea de fete, care este cea care mi a rânduit-o mie? Și Dumnezeu spune niciuna, asta e prin Australia, asta e. Asta e situația, dar îți spune unde. Îți spune unde. De aceea vreau să vă spun situații pe care le întâlnesc pe teren când copiii cântă în, în orchestră, în fanfară, sunt la studiu cu tinerii, e frumos, băiatul zâmbește la fata, are toți dinții în gură, zâmbește perfect, îi spunem așa, fata și ea se aranjează, vine să, să îndrăgostesc unul de altul, se duc unul la altul, nu fac lucruri greșite. Și am întâlnit situații de astea, când băiatul la 16 ani e prietenă cu ea la 15 ani. El, băiat de slujitor, ia fată de tot, o soră bună și un frate bun din adunare, la un moment dat alt băiat vrea să vorbească și el cu fata asta frumușică și simpatică. Ăsta îi spune, băie, nu te băga că aici e zona mea, băie. La 16 ani el are zonă. Eu vreau să vi le spun că se întâmplă lucrurile astea. Și el ține ocupată zona, n-are nici el și nici abotezul, tata fetei zice și jinerică, când mai vii pe la noi? Duminica viitoare vin să beau aici și vine acolo, așa, de parcă e de acasă, știe absolut totul. Și vine momentul când la 18 ani băiatul ăsta se botează și fata asta se botează. Și dintr-o dată, după ce s-a botezat, nu mai este acel, acea unitate. Nu mai este. Și vine la mine și îmi spune, frate, pastor, eu sunt prieten de vreo patru ani cu fata asta, e fată bună, e fată grozavă, dar simt că nu-i pentru mine ca să-mi pot duce lucrarea la buză. Dar mă tem de tațu, îmi și patru ani, am și-am băut șaiurile la ea acolo. Ce fac eu acum, băiete? Plătește ceaiurile. Știți că unul dintre ei plătesc și acum așa eu? N-am avut și fa, și asta e situația o trebuie să o eu, că, na, prietenia atâta, o mai vrut și alți băieți să vorbească cu ea, dar i-am spus, nu se bagi pe zona mea? Na, acum am luat-o, nu-i ceea ce trebuie, au fost bine, dar nu-i ceea, nu sunt atât de rentabil pe cât puteam fi. Păstrează-ți legământul. asta e tot. De aceea vă provoc. Sunt fete frumoase, băieți simpatici, toți sunteți deosebiți și unici în ziua botezului vostru, v-aș ruga tare mult să cereți Domnului, Doamne, e vârsta sau nu, dar te rog să mă canalizez spre cea pe care mi l-ai rânduit sau pe, ce, spre ce, pe cea care mi-ai rânduit -o, sau spre cel care îi rânduit pentru mine. Într-acolo să mergi. Pentru că ultimul aspect la sfaturile spirituale este cereți de la Domnul pe cel sau pe cea rânduită pentru voi. Nu uita că Dumnezeu are un răspuns exact pentru tine. Textul din folosit de foarte mulți frați stujitori chiar, din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39, spune în felul următor. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Mai tu vrei ca să să mai băiete, da? Da, frate. Și pe cine, e? Păi cine a fi? În domn, așa, mă uit, așa deschid o... Nu, 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 mă uit în altă parte. Că el numai în Domnul nu se gândește. Ce, când deschide ochii, nu-i convine, închid iar înapoi. Nu, nu. Pentru văduve și văduve la care le-a murit partenerul, Biblia vine și spune, măi, ca să-ți refaci viața pentru 20 de ani, să nu vi fi singur, să nu fii singur în casă, tu te poți căsători în Domnul cu ceea ce găsești și disponibil. Pentru o tânără sau un tânăr, Dumnezeu are pe cineva anume. Nu merge așa prin, să fii numai în Domnul așa. Nu, nu. Există cineva anume pus deoparte de Dumnezeu pentru tine. Îți atinge scopul și îți atinge menirea. Când după ce ai luat botezul, stai înaintea Domnului să ți-l descopere Dumnezeu cumva. Nu ne neapărat prin vis, dar se poate prin vis. Nu ne neapărat prin vedenie. Circumstanțele, împrejurările aduc persoana respectivă pentru că tu în baza legământului pe care îl ai, ai acces la tainele lui Dumnezeu și una dintre taine este pe cine a rânduit Dumnezeu lângă tine să-ți duci mântuirea și slujba până la capăt. Dacă nu ai lucrurile acestea, ai o mare șansă să ai o viață destul de chinuită. Destul de chinuită. Fratele spunea de o pauză, eu nu mai fac nicio pauză, pentru că vreau să merg în continuare, o să o luăm pauză după ora nouă. A doua categorie de sfaturi pentru care, pe care vreau să vi le dau la pregătirea paramaritală, pe lângă cele spirituale pe care vi le-am spus, sunt sfaturile sentimentale. Nu te căsători cu necunoscut. Cu toții, când socializăm cu ceilalți, când ne întâlnim cu ceilalți sau când ne prezentăm pe rețelele de socializare, fie că e Facebook, fie că e WhatsApp, prezentăm tot ce e mai bun, pozițiile cele mai frumoase ale feței noastre, să arătăm cât mai bine, iar pozele care nu ne scot în evidență lucrurile pe care le știm, le-am șters definitiv când ne enervează, dar tot noi suntem acolo. Aș vrea să vă spun, de foarte multe ori, imaginarul din fața noastră, poza din fața noastră, ne captează, ne îndrăgostim de o poză, de o poză. Și în baza acestei îndrăgostiri de poză, suntem gata să mergem până la capăt. Când auzim că el nu-i serios, când auzim că ea mai țipă, mai răcnește, nu-i problemă, dar poza e faină. poza e faină. Și foarte mulți nu știu să se oprească. Au dorit doar ceva frumos, doar poza, să vă spun că am întâlnit fete care au văzut băieți cu ochi albaștri, cu o ținută deosebită și au spus, eu fac tot posibilul să mă căsătoresc cu el. Și atâta s-a pe lângă el, și atâta cu tare, și atâta cu tare, până când băiatul s-a căsătorit cu ea. Acum frații au auzit că băiatul ăsta e agresiv, o mai bate din când în când, o mai... Na. Nu face ceea ce trebuiește din punctul ăsta de vedere, nu o respectă și anumite prieteni de -a ei i-au spus, măi, ai vrut să-l iei neapărat, uite că acum e așa. E adevărat că mă bate, dar măcar e frumos. Deci scopul și l-a atins. Scopul, restul, bataia, așa, astea sunt bonus. Dar frumos e acolo. Stimați mei, nu putem merge pe treaba asta. Nu putem gândi așa. Nu cred că vă visați așa ceva. De aceea, nu lăsați sentimentele pentru un necunoscut, pentru o persoană care nu știți. Dăruiți-vă timp să vă cunoașteți, să vă puneți întrebări, să aflați, să cercetați și să vă rugați. Apoi, din punct de vedere sentimental, nu te căsători cu cineva pe care numai tu îl iubești. E aproape de ceea ce v-am spus mai înainte. Însă lucrul ăsta îl văd din punctul de vedere persoana care iubește, E persoana vulnerabilă în relație, în familie. Pentru că celălalt pe baza iubirii va profita. Va profita. Dacă mă iubești, faci asta. Dacă mă iubești, faci asta. Dacă mă iubești, rabdă. Dacă mă iubești, nu spune la nimeni. Și celălalt, din cauza iubirii pe care o are și nu e împărtășită, face toate lucrurile acestea. Este o viață de robie. O viață de robie. Am întâlnit odată cu doi soți în vârstă, 70 de ani cam aveau și știam de foarte multă vreme, în care soția a fost implicată sentimental, în care sunt a de un bărbat frumos, din neam bun, dar pozau foarte bine și întrebam, cum o mai duceți, cum o mai înțelegeți? El așa, liniștit să spui, Doamna mea, cum și duce cu mine. Vai, frate Virgil, vai și dar mi a dat Dumnezeu. Știe poezia de rostul. Vai și... Și el stătea numai așa asculta așa și îți dădea, e călăuzit, e călăuzit. Spunea ce, nu m-am binunat, mă. Într-o zi omul ăsta undeva era, i s-a făcut rău că suferea cu inima, o căzut jos și a murit. După ce a murit, s-a făcut mormântarea, m-am întâlnit cu sora vădvă, Zic, sora, cum e acolo? M-a scăpat Dumnezeu de la pușcărie, fratele meu, m-a bătut cu biciu, m-a bătut cu tari, m-a bătut cu... Așa m-a bătut... A fost doar ea implicată. Și foarte mulți ani. Doar cei mai apropiați mai prindeau câte o bătaie cu biciu. Doar cei mai apropiați mai știau câte ceva. În rest, erau numai faptul că ea era implicată major acolo și suferea. Și odată ce e intrat într-o relație de asta, nici nu prea mai ai cum să te întorci, că nu te înțelege nimeni când vrei să dai înapoi. Nu te înțelege nimeni, că imaginea e alta. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l dau ca sfat sentimental, nu te căsători cu cineva care nu apreciază părinții. Și asta e foarte important și pentru voi. V-am spus, părinții sunt ființele care ne suportă cu toate neajunsurile noastre, cu toate gafele noastre. Când te întâlni cu cineva care îi spune, băi, pe babacii mei nu dau două vorbe, eu nici nu-i spun că vorbesc cu tine, o să le fac o surpriză, numai așa, să-i vezi cum rămân cu ochii așa, așa, dar eu nici nu-i bag în seamă pe ăștia. Băi, bătrâni, ramoliți deja, poate mă scapă Dumnezeu de ei. Când auzi așa ceva, de la fată sau de la băiat, să știi că același respect ți-l va da în foarte scurtă vreme după căsătorie. Că dacă persoanele față de care are cea mai mare datorie, atunci când vorbești cu tine, când stă în preajma ta, persoane care au făcut numai bine, are o asemenea de relație de repulsie și de ură și de neascultare și de mișto și de sarcasm, ce crezi că se va întâmpla cu tine după trei luni de căsătorie? Ai să auzi placa pus în dreptul tău, numai că părinții îți departe, pe tine te la tot ziua la îndemână. Același lucru. Uitați-vă la tinerii care își respectă părinții, care îți disciplinați în biserică, care știu o grămadă de lucruri din adunare, dar vorbesc de bine biserica lui Hristos. Vorbesc de bine slujitorii. Își dau seama că toți suntem oameni, avem foarte multe calități și avem și defecte. Și părinții noștri la fel. Au multe calități și defecte dar calitățile lor ni le-au dat toate în nouă. Ca atare, uite-te la persoana cu care vorbești, cum vorbește de părinții ei. Și dacă vorbește cu respect, așa vor vorbi și de ai tăi. Și dacă îi cinstește, așa te va cinsti și pe tine. v aș ruga, domnișoarilor și stimați tineri, reevaluați lucrul ăsta. Pentru că n-am scăpat de toată datoria. Pe părinți nu spune să-i părăsim, ci să ne dezlipim de ei, să ne lipim de soțiile noastre, dar pe ei trebuie să-i cinstim. Doamne ajută! Învățați asta, că e foarte important. Ultimul aspect pe care vreau să-l spun la sfaturi sentimentale, nu spera că vă puteți schimba partenerul după căsătorie foarte multe fete și chiar băieți, după ce se îndrăgostesc, măi, acum e așa, acum țipă, acum răcnește, acum aruncă după mine, acum o dată scap așa și nu mai pot opri, dar după și ne căsătorim să vezi ce îmblânziri are loc. Nu spera asta. Va aș ruga tare mult, tare mult. Deficiențele de caracter, încercați cu ajutorul Duhului Sfânt să le rezolvați până atunci, Doamne ajută! și urmărește la celălalt să și le rezolve. Că nu te ajută la nimic ca fată să te corectezi, să vorbești frumos, să ceri înțelepciuni de la Domnul și să iei în căsătorie unul care nici nu știe să vorbească și trebuie să ai grijă, las că-l schimbi Nu reușești. Asta înseamnă pocăință, Asta înseamnă că tinerii vin la biserică, asta înseamnă că cuvântul Domnului vorbește, asta înseamnă că atunci când ne sunt studiu cu tinerii, el vine aici, râde atunci când se pune, dar spune, băi, ăsta când o zis, o moars acum, nu știe nimeni, dar asta trebuie să o îndrept, pentru că eu nu pot merge așa. Și mulți dintre dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Sunt lucruri la care te atingi Duhul lui Dumnezeu, nu te ridic în picioare nominal așa. Te atinge și să spune, lucrul ăsta tu trebuie să-l îndrepți. Lucrul ăsta tu trebuie să-l unde trebuie. Și în momentul respectiv, tu iei act de lucru ăsta și îndrepți. în felul ăsta sfințindu-te, curățindu-te. Dumnezeu te apropie mai mult de El și de cea sau de cel pe care l-a rânduit pentru tine. Dar te-aș are mult, nu spera că l vei schimba pe celălalt. Doar Duhul Sfânt poate schimba. Tu fii pregătit și ai un, un etalon înalt. Nu coboră ștacheta jos, nu coborăm. Că tot coborând jacheta jos, multe fete care au trecut de 25 de ani au spus, da, e nepocăit, dai frumos, dai bun, e mai bun așa ca pocăți și câte alte lucruri și au plecat și s-au încoschit cu diavolul. Pentru că tata unui om nemântuit este cine? Diavolul spiritual. Tata unui tatăl unei ființe salvate și mântuite este Dumnezeu Tatăl prin Isus Hristos. Nu coborâ ștacheta, îl are pe Isus Hristos ca Domn este salvat, iubește lucrarea. Dacă nu iubește lucrarea și nu-L are pe Iisus Hristos ca Domn, trebuie să ai grijă. Vă spuneau frații care au fost pe la dumneavoastră pe aici cu câteva săptămâni în urmă, că m-au uitat pe site-ul bisericii dumneavoastră și i am văzut acolo, că într-o zi vine la unul dintre frații lucrători o tânără și spune, frate, vreau să pun înaintea Domnului o problemă pe care o am eu, dacă vă puteți ruga, și frații s-au rugat, după care tânărul au întrebat, ați avut ceva de parte? Da, am avut. Stai în fața unei camere unde trebuie să intri. Dar în camera aceea era fum mult. Fum mult. Dacă vei intra în camera aia, vei plângi foarte mult din cauza la fumul ăla care e în camera acolo. Trebuie să ai grijă. Tu poți să o iei pe lângă cameră sau poți să intri în cameră. Și fata care era îndrăgostită, de la care urma să fie fumul ei, eu zic, frate, dar nu a zis domnul să nu intru în cameră, nu? Nu, nu au zis, bine. Asta a fost dorința ei. Faptul că mai târziu eu ca păstor aud, frate, de a ști cum o duc eu, de a ști cum îmi cresc singur copiii, de a ști că el pleacă și mă lasă, nu știu, vin două, trei zile, nu vine cu tare, băi, dați ți-o zis Duhul Sfânt că intre într-o cameră cu fum și vei prinzi mult, dar poți să pe lângă cameră. Și singura ta întrebare a fost, dar nu ne-a zis Domnul să nu intru, nu? Că dacă îmi ziceți nu intru, eu nu intram. Dar chiar dacă-i fum, eu intru acolo. Și curg ochii lacrimi și așa mai departe. Permiteți-mi să închei, când ne apropiem de ora 8 jumătate, să închei mesajul meu de sfaturi cu sfaturi practice. Atunci când te pregătești de căsătorie, te rog foarte mult să te uiți în oglindă și în buletin. cerința ta să fie pe nivelul la ceea ce vezi acolo. Oglinda e foarte folositoare. Și totodată, pe lângă oglindă, te uiți și la buletin așa. Să vezi că ești de mult sau de aproape, mai aproape, mai cu tare. Și când vrei să dezvolți relații, uite-te la, la lucrurile astea. Uite la lucrurile astea. Văd la dumneavoastră foarte mulți băieți și-au lăsat barba așa, arătați mai așa. Sunt sigur că dacă vă apropiați de oglindă, să puteți să o dați jos ca să fiți mai accesibili. Însă, nu e problemă, nu discutăm de subiectul ăsta în seara asta, însă, uite-te foarte bine în oglindă. Pentru că odată cu trecerea vremii, se așează pe chipul tău anumite semnic o trecut. Nu-i corect ca băieți de 40 de ani, n-am nimic împotrivă, să meargă să roiască în jur la fete de 19 ani. Faptul că ele vor să aibă prieteni din natura asta, nu-i problemă. Numai eu ridic problema pe care o văd în pastorație, și anume, el e om de 40 de ani, vorbește la un anumit nivel, spune o glumă, și dați-mi expresia asta puțin dusă la extrem și ea râde după 5 minute. Pentru că e pe altă frecvență. E pe altă frecvență. V-am dat numai lucrul ăsta ca să-l duc așa, la, la distanță. Uh, una gândește eu de generația mea de așa și una gândește cu 20 de ani mai jos. Ne putem avea anumite puncte comune. Să vă spun un secret. Distanța ideală între soț și soție este patru ani și jumătate. Atât cât am eu cu nevastă mea. A văzut că ați făcut o liniște de plină și Primul sfat, uite-te atent în oglindă și în buletin. uită te atent la idealurile și prioritățile celuilalt. uită te ce își dorește în viață. uită te pe ce cheltuiești banii. uită te ce anume îi place, care sunt hobby lui. Că sunt hobby care te lasă uscat de bani. uită te Le spuneam la frață, am întâlnit fete care aveau 300 de perechi de pantofi în dulap. Nu vă mai spun haine. Bine, ale le o cumpărat probabil taică -sul. Dar credeți când vine, e caut un sponsor puternic mai departe. Deci sunt anumite, băi, dacă îi place, intră în magazin și cumpără tot câte o de papuci, care nu sunt ieftini, pantofi, care nu sunt ieftini și tot cumpără. Tu dacă vei lua în căsătorie, trebuie să te pregătești de cheltuielile de genul ăsta foarte multe cheltuieli inutile să fac, pentru că cineva fiind crescut într-un anumit domeniu își permite să facă. Este gândești la băiat, băiatul îi plac mașinile noi, tari, tunate, grozave. Aveau, te cu un golf, dar după ce vrea BMW, dar din el așa de, 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 cutare, dar îi trebuie schimbate ceava la eșapament la spate, nu se vede, nu e fum corespunzător. Lui trebuie să iasă în valuri fumul. Ei, îi schimbă ceava de eșapament, îi schimbă capacii la roți, dar nu, îi schimbă roțile de aluminiu, numai, numai el știe cât costă, le schimbă. Și tu stai și te dar noi când ne mai cumpărăm și noi ceva, să mai plătim chiria, să mai facem, turnăm o timilie de casă, de făcut ceva, nu, nu, capacile, roțele, astăzi prioritar. Când te căsătorești cu așa ceva, îți vezi foarte multe visuri năruite că pui bani acolo împreună. Dar celălalt are un hobby foarte costisitor. Uită-te dinainte la lucrurile astea. Și lucru care mă interesează pe mine mai mult, uită-te cât citește Biblia. Uită-te cât se roagă. Uită-te cât e împărtășia fraților. Că dacă vine o dată pe lună la adunare, că ne-i prieten cu tine, și se întâlnește cu tine, iar după aceea nu-l mai vezi, că e obosit, că e la pescuit, că e la vânătoare, că în, în continuă așa, tu crezi că va veni vaidez după ce se căsătorește cu tine? Uită-te la lucrurile astea. Uită-te la prietenii pe care îl însoțesc, care stau totdeauna în preajma lui. Cine sunt oamenii Uită-te la prietenii ei. Cine sunt prietenile alea? Pentru că dacă vei avea prieteni sănătoși, vei fi sănătos. Al treilea lucru, Fii sincer în relația cu partenerul tău. Viața de căsătorie, estimații mei, este ceea ce numesc eu intrarea după teșghea. Adică există negustori care își vând marfa, roșii, pere, mere și le pun pe o teșghea așa în față. Pe primul rând acolo, merele le frumos, mere mari, frumoase, așa le pune. Pe al doilea rând pune alea mai așa, de calitatea a doua. A treia și aici mai sunt străcate. Dacă nu ești atent în timp ce el îți vinde, tu vrei ca meri calitatea întâia. El îți pune în plasă, așa, așa, îți mai spune, băi, ce faină adunare a făcut ăștia, pac, îi pune, pac, mai ești de pe aici, îi pune așa. Când te trezești acolo, ți-i rușine să te uiți în plasă. Ai dat bănuțul și ai plecat luni calitatea întâia. Așa am păcă, fost păcălit eu de multe ori până am învățat. Dar, căsătoria este momentul în care un băiat se oprește în dreptul teșghele unei fete. Și întreabă, ce faceți? Tocmai m-am ridicat de la rugăciune, fata. Dar băiatul spune, mai: mă bucur că ești rugativă. Și am citit și din Biblie câteva versete. Bun. Dar fata ne-a întreabă, dar tu? Tu cum am sunat pastorul? am vorbit cu pastorul. Măi, minunat, Pastorul a sunat și nu mai vin pe la adunare. <gără> e bun că ai vorbit cu pastorul. Bine, Prezintă marfă calitatea întâia, eu mă rog, eu am prieteni, eu cu tare, tot e frumos, tot e bine, voi asculta totdeauna tine, ti voi iubi totdeauna, voi aduce și flori, toți amândoi cred. Căsătoria este momentul când îl, îl iau slujitorii din fața teșghelei pe el și îl aduci după teșghea. Și pe ea, la fel, după teșghea. Și după ce s-a terminat slujba de căsătorie, intri după teșghea. Știți, te măi, marfă, calitatea întâia, într-adevăr, frumoasă, aspectoasă, într-adevăr, dar e și... Eu văd că tu mai răcnești câteodată. Eu văd că toată ziua stai pe roțelele de socializare, tu nu vorbești cu mine, tu mai mult vorbești cu mine pe WhatsApp. Tu ce se întâmplă aici? El când intră spune, băi, dar și tu văd că ai marfă, nu de-a de-a doilea numai. Uite ce ai aici. Știi ce fac majoritatea dintre ei? trebuie să vorbesc cu părinții tăi, cu socrii mei, ce mi-au dat mie pistoc aici? Doar eu știu ce, ce, ce ai tu nu-i așa? O știu că tu te nervezi, o știu că tu când ești supărat sau așa mai departe, o știu că tu nu prețuiești dimineața, o știu, de ce nu mi-au spus asta? Dacă nu mă duc la păstor, frații mei, căsătoria nu e făcută să mergi la tata ei, la socul tău. căsătoria e făcută să apreciezi lucrurile de calitatea întâi și să faci curățenii cât îți îngăduie la calitatea ultimă. Adică îmi dai voie să te ajut? Știu că ai multe calități, extraordinar de multe. Doar de ea am îndrăgostit de tine. Dar văd că ai și defecte. Îmi dai voie să te ajut în domeniul ăsta? Și în momentul respectiv, persoanele respective sunt pregătite să intre în căsătorie și să aibă parte de Harul lui Dumnezeu. Pentru că căsătorie este o reglare acestor lucruri. O să vedeți foarte mulți frați care au, văd că soția lor câteodată în dorință ei de povesti, nu se mai oprește. Și atunci el pe sub masă, fie că e la nuntă sau așa ca un mic bip la telefon, îi dă numai și numai vezi că se oprește cascada Niagara, Ei nu mai povestește. Să faci și liniște în zonă, toată lumea întreabă, dar parcă mai e vecea. Nu mai am nimic de spus, dar pe de sub s-au făcut. La fel și soții. Eram într-o comunitate mai de mult și un frate pastor de la noi din zonă de vreo 89 de ani s-a ridicat să predice și mai erau vreo patru păstori pentru care și eu trebuia să urmez la predică, la căsătorii. Și fratele ăsta s-a așezat la învon, așa, așa, frații mei, când trăiesc soția mea, nu avem nicio treabă. Începem predica, doar vedeți cum predic eu, așa, cu ajutorul Domnului. Și mea, când trebuia să termin, din sală sau auză. <coughs> și eu înțelegeam atunci că, indiferent ce haram, eu, eu trebuie să mă opresc, nevasta spune, stop, nevasta mea acum a murit, și dintr-o dată noi păstori am început... <coughs> nu se putea, cine știe unde ajungea. Există niște reguli pe care cei doi să le pun niște oprele, niște limitatoare, de bun înțeles, ca deficiențele pe care le au. Că multe deficiențe, ca să le îndrept, lucrează mult ani de zile. Și eu și la momentul actual, nevastă mea le știe. încerc să le îndrept. Unii le reușesc, chiar, dar încerc să le, ea le cunoaște. E frumos când veghem unul asupra celuilalt și ne îndreptăm. Dar e foarte important să fii sincer. E foarte, domnule, uite, asta e situația. Eu cu asta te rog frumos, când vezi lucrurile astea, ajută-mă, ajută-mă. Vezi cum faci și la semne, dă fleșori cu ochii faci câteodată, așa. Bineînțeles, nu ți s-a adresat ței, că vezi pe cineva și spune, iar și-am făcut, da, e făcut iar. Și celălalt precepe. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, Evitați implicațiile intime înainte de căsătorie. Căsătoriile în sânul comunităților noastre sunt momente când nu în primul rând contează banii, nu în primul rând contează cadourile, nu în primul rând contează numărul de slujitori prezenți la binecuvântare, ci contează binecuvântarea. Asta, stimați tineri, face diferența. Eu am văzut tineri care s-au jucat cu pocăința, care la căsătoria lor au venit cei mai buni oameni de afaceri din zona respectivă. Eu umplu de bani. Părinții lor le-au dat mașină, apartament. Puteai să-i numești din punct de vedere al profitului sau ceea ce au câștigat fericiți. Din nefericire, toate s-au dus, pentru că n-a fost binecuvântare. Și am văzut tineri care n-au avut aproape nimic dar o cântat în adunare, o slujit în adunare, o prietenit frumos. Și în ziua căsătoriei lor, cu păstorii locali, cu cei ce erau acolo, păi, dar cine îți cântă ție? Frații mei cu care am cântat până acum. Păi, dar să încep câteodată cântări, nu nimic. Și ce dacă îl încep și nu le termin? Mă încep odată. Și dacă e nunta mea, trebuie să perfect? Eu vreau binecuvântarea Domnului. S-a pus pe genunchi tinereia? și acum sunt în adunare. Și acum slujesc Domnul. Și am văzut că ăștia sute pentru că ceea ce face diferența în viitor este doar Binecuvântarea Domnului. Și asta se poate strica într-o seară când nu vechez. Da. Asta se poate strica. De aceea văga stimați tineri care vă pregătiți pentru căsătorie. Nu stați prea apropiat de celălalt. Știu că e modern acum, toate filmele prezintă săruturi, franțuzesc, spaniole, rusești și așa mai departe. Biblia tinerilor căsătoriți nu le indică lucrul acesta. Nu le indică. Cunoașteți textele biblice și învățătura scripturilor care vine și spune foarte clar în anumite pasaje biblice că nu este indicat lucrul acesta. Și spunea un pasaj biblic pe care dumneavoastră le cunoașteți și îl știți, Cântarea cântărilor, capitolul 8, versetul 1. O, de-ai fi fratele meu, care a sub la mamei mele, când te-aș întâlni pe uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Asta înseamnă că persoana aia care sărută pe cealaltă este frate și soră de corp din pricina faptului că au sub la același sân. Nu ai voie ca un tânăr, indiferent cât de mult ești de aproape de logodnă, nu ai voie să faci lucrul ăsta. Ce să vă mai spun să vă țineți de mână așa? Nu uitați că și în voi, fetelor, și în noi, băieți, există o anumită parte care odată ce e pornită e ca o fiară. Trebuie să vă spun lucrul ăsta. În Statele Unite s-a constatat că majoritatea fetelor violate au fost violate de lor, care nu s-au mai putut opri în prietenia pe care au avut -o. De ce? Pentru că am mers prea departe. V-aș ruga tare mult. Țineți distanța. Rugați-vă. Stați în prezența Domnului. Evitați lucrurile astea care le-au stricat la o grămadă viața. Și aș vrea să vă mai spun. Am văzut băieți la care noi păstorii și slujitorii trebuie să Ăsta va fi proroc. Ăsta va fi evanghelist. Ăsta va fi păstor. Ăsta va fi un om. Uite cum îi se dă, Domnule, cum curge din el. Ce impact are! Și într-o zi s-au dărâmat toate. Toate s-au dărâmat. Pentru că n-a rămas la lucrurile pe care le-am învățat în seara asta. Stimații mei, asta vreau să vă spun, e ora 8 jumătate. Fratele spunea că acolo unde n-ați înțeles, dumneavoastră veți pune întrebări. Eu am încercat să fiu cât de explicit, pe cât posibil. Probabil ați înțeles absolut tot, dar de cum vorbesc ei acolo, îi mai, mai completează la întrebările voastre. S-a Pe data viitoare când vin la voi vă și răspund. Mulțumesc că m-ați ascultat. Am încercat să prezint câteva lucruri așa pentru voi, pentru cei prezenți în locul acesta. Am încercat să fiu cât de cât temperat, cât, câteodată chiar să vreau să vă spun mai mult. La dezamăgirile care le am câteodată ca și slujitor, când văd niște fete scumpe și niște băieți uimitori, că dintr-o dată nu mai sunt ceea ce puteau să fie. Că dintr-o dată, din cauza unei greșeli pe care au făcut-o la domeniul ăsta intim, totul s-a dus, nimeni nu mai pune bază pe ei. Că după ce ai făcut o prostie de genul ăsta, după aceea poți să vii să spui, Iisus Hristos a venit într un frații mei, vreau să vă spun ceva, toți întorc spatele, ai făcut ceva care ți-a anulat toată mărturia. Și de aceea insist în lejerismul care plutește în lume, de aceea insist în modul în care se gândește de foarte multe ori. Nu de mult. Asistam la o întâlnire a tinerilor dintr-o anumită, a liderilor de tineri dintr-o anumită comunitate regională, și s-a ridicat acolo un lider de tineret și a spus, v-aș ruga tare mult să fiți foarte atenți. Printre noi sunt strecurați băieți și fete care sunt la vânătoare. Ei nu vor să pocăiască, nici nu urmăresc asta. Sunt băieți care urmăresc fete ca să îndrăgostească de ei. Arată foarte bine, vorbesc elogvent și deosebit pentru că nu e la primul moment când au făcut asta. Până o fată se îndrăgostește de ei. După care urmează testarea. Părinții tăi știu ce vorbim? Nu, dar nu spun eu la părinții mei că am dat de binecuvântarea vieții mele. Foarte bine, mergi mai departe. Mergem, îți cumpăr un ceas bun, îți cumpăr cu tare, îți cumpăr cu tare. Nu vrei să mergem până în Germania? Nu vrei să mergem până în Spania? Și când ajung acolo, plasează la următorii proxeneți, după care el se întoarce din nou în acele biserici, pentru că eu m-aș fi așteptat că ăștia să-i găsim în afară, în aceleași biserici, să vâneze fete. Și de ce nu mă spun că sunt fete care vânează băieți, care nu sunt mulțumiți, să-i ducă tot prin acele sisteme, care sunt foarte bine la punct, puse la punct. Și nu se poate băga nici poliția, nici FBI-ul, pentru că totul e corupt pe linia asta. Și ne spunea el, avem câteva cazuri de fete care au fost dus în Germania părinții s-au trezit când nu s acasă. Frați, o întrebat în biserică, da, unde Lucrează în Germania, stau cu niște bătrâni, nu pot ieși, dacă câștigă foarte bine acolo. Atâta tot știu. În rest, băiatul a e întors înapoi. E din nou printre noi. E din nou la fete, la discuții, la cotare, arată bine și așa mai departe. Și lucrurile astea se întâmplă într-o zonă conservatoare, unde suntem foarte atenți. v are mult. Astea sunt provocările care vin, stimate domnișoare și stimați frați. Nu vreau să vă sperii, dar și eu am fost speriat când mi s-au depus mărturii de genul ăsta și când lide de tineret prezintă dispariția unor tineri deosebiți din biserică și băieți și fete care ajung pe mâna altor oameni care le iau vlaga, puterea și viața. Și puteau fi ceva, dar nu mai sunt. Mulțumesc că m-ați ascultat!